Salutare, dragii mei, și bine ne-am regăsit la Gânduri cu Tâlc. Sunt Camelia Tița, prietena, gazda voastră aici și, dragii mei, astăzi vreau să vă fac o invitație la o sesiune de Camelia Coffee mâine la ora 12, mâine fiind 8 a 8-a 2024. Dragii mei, o sesiune de întrebări și răspunsuri, cafeluța noastră, cum îi zic eu, momentul nostru special de conectare și învățare, da? În care o să vorbim despre haos. Haosul din noi și dintre noi. Micul haos și marele haos. Dragii mei, nu știu dacă v-ați gândit ce este haosul, dacă aveți o definiție sau v-ați gândit că ar însemna ceva într-un mod anume pentru voi, da? Deci o definiție personală. Din punctul meu de vedere, haosul din interiorul omului este omul confuz, cu mintea rătăcită, instabil emoțional, omul care trăiește mânat doar de instincte, omul care nu gândește sau gândește prea mult într-un sens negativ, mai zic eu, scenarita, își face tot felul de griji și îngrijorări fără sens, omul înfricoșat, deznădăjduit, care se victimizează, omul furios, care se lasă guvernat de regrete, resentimente, de ură, omul irațional, fără scrupule, cu intenții ascunse, confuz, bolnav. Percepțiile sunt deformate, predomină gândurile negative și trăiește într-o realitate întunecată. Este vampirul de energie care generează relații toxice pentru că mintea lui și corpul lui sunt toxice. Dragii mei, vom vorbi mai multe mâine la ora 12 despre această temă provocatoare și avem și niște întrebări extraordinar de bune puse de prietenii noștri de pe Facebook. Deci mâine live la ora 12 pe pagina mea de Facebook. Haideți să ne vedem la Camelia Coffee, cafeluța noastră cu stropi de înțelepciune. Vă pup și să ne fie de folos!